Doamnelor și domnilor, bună seara și la mulți ani, că în acest an încă nu ne-am văzut. La Proiect România astăzi vom discuta despre viitoarea clasă politică, acum în forjare, despre modul în care ea influențează mersul lucrurilor în România și, firește, despre treburi de actualitate, o retrospectivă, dacă vreți, anului 2015 cu repercusiuni în 2016. Invitații din această seară, doi tineri oameni politici, Gabriel Oniga de la PSD Cluj, bine ați venit. Și Ioan Bâldea de la PNL Cluj. Bună seara. Spun tineri, tineri nu înseamnă adolescenți, înseamnă oameni în prima tinerețe, dacă vreți. A doua e categoria mea. Înainte însă de a discuta cu invitații, dați-mi voie să vă spun două povești scurte despre tinerii politicieni, clujeni, cu ei am avut de-a face mai mult. Ambele s-au întâmplat acum 2 ani. Prima e o discuție purtată la telefon de un tânăr om politic, membru la unei organizații de tineret, pe autobuz, eram în spate cu scanele, am auzit fără să vreau tot ce discuta. În rezumat, tânărul era foarte nemulțumit că a activat de vreo 3 ani în acea organizație de tineret și nu primise nimic. Chiar îi spunea prietenului, bă, stau aici, car afișe, fac toată munca asta de propagandă și n-am căpătat nimic. Alții au venit după mine și unui consilier, altul a ajuns nu știu ce pe la o instituție de stat, dacă nu-mi dau nimic în scurt timp, mă mut la ceilalți. Asta era prima. Deci ideologia îl convinsese total. Omul era pregătit numai de activități politice dedicate. Cea de-a doua, un alt tânăr politician dintr-un partid apropiat de primul. La 20 și ceva de ani era chelner, după aceea în scurt timp a ajuns, încă nu știu mai studiile, dacă bine țin minte, șef de birou într-o instituție publică, după care la terminarea studiilor ne-am trezit cu el dita mai director într-o mare firmă de stat, firește, cu salariile și favorurile de rigoare. Și fiindcă era și în organizația de tineret a acelui partid, într-o zi de vineri, îmi amintesc, am spus, uite, stimabile, cu tine n-am avut niciodată o emisiune, la radio era vorba, Radio Cluj, haide să facem vinerea viitoare. Foarte bine, zice, sunați-mă luni să stabilim detaliile. Îl sun luni, zice, domnule, mi-a dat o replică, am rămas crăcănat. Nu vin la dumneata la emisiune. Păi de ce? Ce m-am informat și am aflat că nu ești de-ai noștri. Cu asta, dintr-o dată, mi s-au luminat 2 ferestre. Una, că avem ziariști de-ai noștri, destul bine, asta știam, dar mi s-a reconfirmat, ci 2, că respectivul tânăr om politic, cu funcție și politică și mai ales în administrație destul de consistentă, nu accepta să poarte dezbateri. El vrea niște ridicări de mingi la fileu și după aceea noi suntem cei mai frumoși și mai buni. Bun. Astea sunt cele 2 chestiuni pe care am vrut să vi le spun. De prin 2000, după ce ne-am scârbit total de clasa politică, Iliescu, Hrebenciuc, Cosmâncă, etc., zic, gata, domnule, să vină tinerii. Tinerii nu sunt mânjiți, nu sunt educați în comunism, ăștia au alte idei, vor face altceva. Ei, au venit tinerii și acum întrebarea mea pentru cei de invitați este cu ce ne-am ales. Domnule Oniga, au venit tinerii. Acum, dacă ne deslipim de lozinci da. Și începem să ne primim ca nație, așa cum suntem cu bune și cu rele, ar trebui să conștientizăm că împărțirea asta pe tineri bătrâni, pe pensionari și muncitori... Bun, asta opera lui Băsescu, să nu uităm. Orice fel de diviziune a societății între aia buni și aia răi, între politicieni și românii, ca și cum politicienii ar fi veniți de pe altă planetă trăiesc în altă dimensiune. Între acești tehnocrați, mai nou avem o nouă categorie socială, tehnocrații. Toți suntem la fel. Avem cam aceleași trăsături, același muncim la comportament. Fel, gândim la fel și sigur, curăm la fel. Cum unii mai deștepți, unii mai puțin, alții mai harnici, alții mai puțin, dar media e aceeași. În orice domeniu, în orice organizație, în orice instituție. Atunci, la ce ne mai trebuie tineri? Puteam rămâne cu Cosmâncă, care era vechi, îl cunoșteam, știam ce hrăm. Oameni care sunt dedicați la ceea ce fac. Tocmai v-am povestit ce dedicație pasional aveau. Eu sunt convins că lângă el sunt și alții care își făceau treaba foarte bine. Și aveți care în PSD aveau tineri și... dedicați ideologic partidului care fac din pasiune totul, n-așteaptă o funcție, o plăcintă, o pizza, sunt ceva. Sunt și din aia. Nu pot să spun că aia sunt majoritari sau că sunt cei mai mulți sunt sau că sunt toți. Sunt și din aia. Sunt și oportuniști, sunt convins. Unii care o spun pe față că vin că să li se dea ceva. Și sunt și cei care nu-ți spun decât la momentul oportun sau așa mai departe. La fel ca în orice altă organizație. Când e mai greu, voinicului vine și spune, nu mai mișcă dacă lege, aș dacă... veni aici să vă spun că la noi sunt cei mai deștepți, cei mai frumoși, cei mai devotați. Oricum vă ar credeni. Pe cine mințim? Fiecare are un serviciu, are un loc de muncă, are un colectiv. Exact imaginea colectivului respectiv se vede peste tot. Și tânărul în parlament Ponta și în partide. A dezamăgit? Cum? Nu. În niciun caz nu.
tânărul Ponta a confirmat că a fost unul dintre cei mai buni premieri pe care i-a avut România. Eu cred că cel mai bun premier după Adrian Năstase. În PNL, la ora actuală, aveți două rânduri de tineri. Cei proveniți din vechiul PNL și cei proveniți din vechiul PDL. Proporția de dedicați fripturiști și vânători de oportunități e cam aceeași, cum spunea domnul Oniga? Da, n-am stat să analizez motivațiile fiecăruia la partea politică. Nu o să-ți dai seama de ceea ce își dorește neapărat un tânăr decât în momentul când o să-l vezi în funcție. Atunci îți dai seama de ce e capabil. Că în rest, o ți se pare că omul e foarte, foarte decent și de foarte bun simț. În momentul când are putere, atunci îți dai seama de limitele caracterului. Dacă vrei de să vezi omul în fața adevărată, dă-i puterea asupra altor oameni. Și o să vezi de ce e capabil. E foarte complicat să analizezi din punctul ăsta de vedere, domnule, cam ce își dorește tânărul respectiv și de ce e capabil. În schimb, eu nu cred neapărat că tinerețea e o virtute. Faptul că ești tânăr te face bun sau valoros în politică. Dar pe toate forumurile sunt cei mai. Un singur argument aș pomeni aici, anume faptul că de cel mai multe ori oamenii își pus speranța în tineri în ideea în care nu sunt atât de compromiși, nu sunt atât de prinși în tot felul de înțelegeri și de jocuri de culise. Și poate asta o să-i facă mai atenți și mai dedicați proiectului politic în care sunt implicați la nivel local sau național. Deja au trecut o generație de tineri. Poate în ultimii, cât să spunem, 15 ani, nu putem să spunem că generația tânără de politicieni a confirmat. Și dovada ne-o face zi de zi acum de neauz. Vedem foarte, foarte mulți, foarte, foarte mulți tineri dintre cei de care acum la 40, și noi 40, ne-am pus speranța în situații, în situații complicate. Uitați-vă, și dintr-un partid și din altul, sau din toate partidele, îi vedem astăzi implicați în tot felul de scandaluri, îi vedem cercetați pentru tunuri absolut uriașe, deci sume au reușit să fure și de neau se pare norocul că pe alocul a dovedit locul ăsta, rămâne ca instanțele să-și pună până la final cuvântul. E șocant faptul că o generație tânără a reușit pe alocuri să fie mai performantă în capitolul hoție decât cei de la care au învățat. Totuși, în această generație sunt și oameni buni. Oameni care pot duce, să spunem așa, lucrurile mai departe. Din păcate, sunt minoritari, cum în politică jocul îl face cei care dețin majoritatea, lucrurile sunt mai complicate. Domnule Oniga, nu pot să nu mă gândesc acum. Vin o grămadă de veleitari, de fripturiști, de oportuniști, de vânători de situații în partide. O să vină tot timpul. Nu există niște filtre. În preajma alegerilor vin cel mai mult. Niște site. Nu aveți să spună, băi, ăsta e om serios, vrea să facă muncă politică, ok? Ăsta umblă după cai verzi, out. Nu aveți așa ceva? Există două direcții pe care le-am observat eu în cei 14 ani de activitate politică pe care am eu. Două direcții pe care merg tineri. Unu, varianta liderului, tânărul care se apropie de liderul de zilei. Adică pupincurismul, mai exact. Poate fi, eu nu vreau să-l numesc nici cum. Tânărul care se apropie de lider, are o relație specială cu el, crește cu liderul respectiv. Sau tânăra. Și dispare cu liderul respectiv. Deci e cel care reușește să sară etape, să ardă etapele cel mai mult și tânărul care e promovat rapid fără să parcurgă etapele de jos din cadrul organizației tineri. Și mai sunt și tineri care parcurg toate aceste etape și care în final devin într-o mică sau mai mare măsură, ca să spun așa, lideri organizațiilor din care fac parte. Telespectatorii noștri, dumneavoastră ce funcții politice și administrative aveți, domnule Oniga? Consilier local și vicepreședinte PSD Cluj. La PSD adulți, județ, cum ar veni. Da, eu sunt consilier local Cluj-Napoca și copreședinte organizației tineret a PNL Cluj. Deci și funcții politice și administrative. Și administrative, da. Câți ani ați făcut politică, să spunem, voluntar, fără nicio funcție administrativă? Eu am intrat în PSD exact când am împlinit 18 ani, în 99, și prima funcție publică am avut-o în 2009. Deci 10 ani mai târziu. Pe uscat. Domnul Bâldea? Am intrat în politică la finalul 2002, carnetul l-am de la începutul 2003 de partid. Prima funcție publică am avut. Remunerată. Adică am fost ales consilier local pe listele USR din 2012. Am mai avut poziții. 10 ani tot așa de... Am avut, în 2008 am mai fost o perioadă consilier al prefectului. Da. Dar funcții politice alese decât în 2012. Deci am stat vreo 10 ani. Și sunt mulți tineri care au avut răbdarea asta. Pentru că vă spun, eu observ o disperare deja de a obține amintitul partid. Puțin. Vreau rapid puțin. Acum ceva să-mi dea. Puțin, foarte puțin. Câți dintre cei cu care ați început mai sunt în partid acum? Organizațiile de tineret sunt
foarte dinamice. În fiecare generație, din fiecare an, vin o serie de tineri din care eu cred că nici 10% nu rămân pe termen lung. Vine altă generație și altă generație. La fel și la PNL. Vin foarte mulți studenți, fiind în Cluj-Napoca un oraș universitar, vin foarte mulți studenți din afara orașului. Vin, activează o perioadă aici, după care se întorc în orașul de Baștină și activează acolo în continuare sau nu. Bă, măcar înainte de 90, deci știai nu... dacă intrai în OASCR, că aveai un 50 sau nu știu cât de sutim inclus la media finală. Știai după ce intri în politică. Acum... Mulți renunță pe parcurs. Se scriu în perioada când sunt studenți și renunță pe parcurs. Dintr-o organizație de asta. Spune ala, am lipit afiș și am făcut muncă administrativă. Cunoaște ce face? Cunoaște oameni și învață să relaționeze. De ce îi se dă de făcut? Nu îi se dă. Asta a fost și pentru mine, că aș putea să vă spun experiența mea, că m-am înscris într-un partid în care nu cunoșteam absolut pe nimeni. Și am stat vreun an de zile uitându-mă, mergeam și eu la ședințele săptămânale și cred că așa fac și astăzi colegii care se vin azi în partid. Cum ar veni. Se uită și încearcă să înțeleagă ce se întâmplă. Da, dar fură meserie de la oameni care spuneați în compromis. Nu neapărat fură meserie, pentru că nu avem, nu vă gândiți că organizația de tineret este un loc în care vin senatorii, deputații, miniștrii partidului și țin niște dezbateri publice. Ar fi o idee și n-ar fi rea, dar nu se întâmplă așa. Nu numai odată de organizațiile de tineret, ce obțin așa cum le știu eu în Cluj și cum știu organizația de la PSD, se cam autoguvernează. Deci dacă vrea să facă ceva, face prin propriile puteri. Tinerii care se adună acolo își pun pe masă și niște la liberal, felul în care aveți, ei se implică în acțiunile respective, le crește sau le scade apetența pentru la partid. Liberal aveți două organizații de tineret deocamdată, cred că paralele încă, nu s-au amestecat. conform regulamentului, unul suntem autonom, ca să spunem așa, de organizația de senior, deci avem organizație de tinere la nivel local, județean, național. Suntem aleși în cadrul acestor organizații. Nu, seniorii nu pot interveni să dizolve organizația sau să facă schimbări în cadrul organizației de tineret și asta a fost un avantaj, pentru că noi am avut întâlnirile noastre săptămânale, unde am discutat, dezbătut, ieșit cu idei mai departe. Deci din punctul ăsta de vedere lucrurile... Bagate în seama de cineva. Da și nu, depinde cât de insistență a fost cu ceea ce am dorit să facem. Eu, așa ca o paranteză, eu de mulți am studiu, înscris și o secundă, în fiecare săptămână am făcut întâlniri de genul ăsta. De Consiliu Civic Local, a fost la nivel, bine, cu mai multe organizații ONG-uri din țară, s-a făcut un studiu la nivel național privind transparența activității instituțiilor administrației publice locale și modul în care țin ele seama de sugestiile cetățenilor. Și s-au remarcat câteva lucruri. Unul, că majoritatea au răspuns ori succint, ori în dorul elii la solicitările individual făcute de cetățeni. Unii n-au răspuns deloc, alții au răspuns la tangentă, adică departe de întrebarea propriu-zisă. Iar, chiar și în zona Clujului, din nu știu câte zeci de hotărâri de Consiliul Local, doar una a conținut și observații aduse de cetățeni. Deci, relația instituțiilor administrației cu cetățeanul e foarte diluată. Și acum mă întreb dacă dumneavoastră, ca oameni politici și consilieri, nu puteți face o apropiere. Pentru că asta ar fi o noutate adusă de tânăra generație de politicieni. Să apropie administrația de om. Să nu meargă omul stând idioțenia, nu înțeleg niciodată, dar, stau la ghișeu, a plecat. Corect, așa, dar avem două direcții aici. Te afli la putere sau în opoziție. Păi, eu sunt, ați fost alternativ. Eu sunt, mă rog, președintele organizației de tineret, a fost la nivel municipal din 2009, băgat trecut la județ. Și eu pot spune, că în acești 6 ani au fost propuneri și idei care au venit din grupul nostru de tineret, care au ajuns și au fost promovate și la nivelul Consiliului Local sau la nivelul executiv de primărie și au trecut multe dintre ele. Dar cu cetățenii țineți legătura cumva? Pentru că, până la urmă, spuneați, învățăm, discutăm, cunoaștem. Ei, cred că generația noastră are un avantaj mult mai mare față de generația de pe noastre, și anume faptul că poate și dispune de medii de comunicare mult mai bune decât generațiile din înainte. Dar dacă observați un lucru, foarte mulți din cei care postează online, chiar și anumit, eu nu vorbesc de postat, eu vorbesc de discutat. Discutat, nu au, cum să spun, n-au curaj să vorbească sincer. Ori bat câmpii, ori insultă. Hai ori să vedem, e mult mai simplu să primesc o poză. Un plan sau o documentație folosind WhatsApp-ul sau Facebook-ul astăzi, discutați cu oameni instruiți și educați la un nivel 90 ani. Da, discutați cu un pensionar la care îți face un blog lângă casă. Nu vă poate trimite nici WhatsApp, nici Facebook, nici altceva. Să vă dau un exemplu. Să mergeți să vorbiți cu ei. Cu siguranță, dacă în momentul suntem contactați, cred că orice coleg merge. Să vă dau un exemplu de dezbatere și de diferență între generații, dacă tot să dăm o diferență.
Pe vremea când Radu Moisin a fost primar interimar a municipiului. Foarte tânăr primar. Da. Era exemplu de om tânăr. Am reușit o singură dată, un singur an, să avem înainte de aprobarea bugetului municipal, ceea ce se va întâmpla în perioada următoare pentru anul 2016, a fost prima și ultima dată când am reușit să facem dezbateri publice, să împărțim bugetul pe categorii, pe educație, pe investiții, pe cheltuieli. Așa a fost, Andrei. Grație, domnule facem... Moisin, exclusiv. Solicitarea a fost a noastră, a grupului PSD, și domnul primar interimar de la momentul respectiv, Radu Moisin, a dat curs invitației noastre și a organizat pe zile diferite, pe capitole diferite, dezbaterea respectivă. Ați propus și domnului Boc și de acolo, atenție, legea spune că bugetul trebuie să fie supus consultării publice. Așa. Motiv pentru care primarul publică pe site, cum l-a publicat săptămâna iar asta. Iar cetățenii parcă, sunt dezinteresați iar în bună cetățenii parte. Sigur cândva or să vină ei și or să facă amendamente. Niciodată, nu se întâmplă așa. Dar atunci am reușit să adunăm și oameni din societatea civilă, au fost și câțiva cetățeni, puțin cei drept, nu foarte mulți. Dar până la urmă exercițiul ne face să vină din deci ce an de la an mai mulți. Când a înghețat? Păi s-a spart anul următor, imediat când Emil Boc a revenit la primăria municipiului Cluj-Napoca. Nu s-au făcut dezbateri în fiecare an. Poate nu s-au mai făcut pe capitolul, cum a spus anul ăsta când sunt dezbaterile? Când? Urmează, pentru că până în 22... Anul trecut când au fost dezbaterile? Au fost, sigur. Nu a fost nicio dezbatere. Cum să nu? Au fost anul trecut, dar am participat. Cel puțin, cred că a fost două. Poate au fost în grupul PNL, nu, dar cu siguranță am participat la dezbatere, îmi pare rău. Dar chiar am participat la dezbatere, pentru că au fost mai multe discuții singura am trecut. Dată și asta mi-am amintesc foarte bine, mai, cel puțin legat de achiziția de între felul în care a înțeles Radu Moisin pentru și felul în care a înțeles care nu știu, Emil Boc. Avem în imagine și niște scene de la ședințele Consiliului Cluj Napoca, uite doamna consilier Anastase, foarte aprinsă aici. Sunt totuși niște ședințe plăcute față de ceea ce era în începutul anilor 90, câte 80 ore de ședință când era domnul Funar primar. Începeau pe la 12, nu vrem să ne comparăm cu perioada în care aceea. 90 se băteau câmpii. Acum totuși ședințe nu sunt să mai succinte, sunt mai la obiect decât... Nu, ar fi chiar deplasat să ne... Se mai face politică în ședințe sau strict să ne comparăm cu perioada Funar. Adică, cum să spun, atitudini motivate politic și nu administrative. Trebuie să sunt două lucruri diferite. Într-adevăr, e o zonă administrativă. Adică o propunere bună pentru oraș, dar pe care o respingem fi că au făcut la fel, ceilalți. Dacă vine, apropo de sondajul pe care l-ați amintit dumneavoastră de consultarea respectivă, dacă îți vine de aprobat un PUZ sau un PUD pe o zonă sau o concesiune a unui teren, nu prea ai ce consultare publică sau ce dezbatere publică să faci cu ideile cetățenilor. Alea sunt 80% din hotărârile de Consiliul Local care se aprobă. Dar marile decizii legate Deciziile de natură politică, de viziune, local. De investiții pe termen mediu și lung pe care le face municipalitatea, alea sunt discutate. Până la urmă și eminamente politice, pentru că nu știu, socialdemocrații văd într-un fel, dezvoltarea municipiului, liberalii văd în alt fel, UDMR-ul vede în alt fel. Dezvoltarea asta e chestiune economico-socială, nu politică, pentru Dumnezeu. Toți ne dorim să ne dezvoltăm, doar că o facem prin metode diferite. Unii vor blocuri de birouri, alții blocuri de locuințe. Dezbătute sunt toate aceste chestiuni. Problema e că cine deține majoritatea, acela e în final decizia. Ia decizia. Dar cu siguranță există momente în care cei care sunt în opoziție reușesc să influențeze deciziile majorității și lucrul acesta pot să spun și l-am pățit și eu, că am fost și eu în opoziție și am văzut că de multe ori s-a ținut cont și de părerea noastră și am fost mulți ani în opoziție. Ce pregătiri școlare aveți dumneavoastră, domnule Nică? Științe politice. Și domnul... Inginer electronic. Deci ambii cu studii superioare. E o condiție sine qua non pentru un consiliu local sau o instituție de asta să fie formată numai din specialiști cu studii superioare în diverse domenii sau merge acolo și o profesională și un liceu de dans și bune maniere? Eu cred că trebuie să fii un om bun și dedicat și să faci lucrurile cu pasiune. Dacă meseria ta sau ceea ce știi tu să faci o faci foarte bine, nu cred că o diplomă în plus sau îți dă vreo coroană sau vreo stea. E vorba de ce ai făcut în școală. Că sunt destui care au multe, multe diplome. Eu zic, contează să înțelegi ce se întâmplă acolo. Contează să înțelegi. Nu diploma îți dă... Contează. Eu zic că studiile contează în ecuația asta. Nu o să spun niciodată că nu contează, pentru că te întâlnești cu documentații foarte mari. Nu știu, nu cred. Nu cred. Te întâlnești cu documentații foarte mari și foarte serioase și trebuie să te consulți cu oameni din domenii diferite decât domeniul tău și să întrebi pe și să poți asimila și să înțelegi asta despre ce e vorba. Valent.
Pe de altă, da, pe de altă parte, este un for reprezentativ. Deci toată lumea trebuie să fie reprezentată, și cei cu mai puține clase și cei cu mai multe clase, dacă o să o luăm în, în spiritul democrației. Mai tineri. Da, sau mai tineri. Apropo de tineri, toată lumea acum relaționează pe social media, cum se numește, pe Facebook, pe WhatsApp, pe Twitter mai puțin la noi. Ce mă șochează pe mine și pe forumurile, mai ales de discuții, după cât un articol apar discuții. Lăsăm la o parte hormonei care își descarcă acolo diverse umori, cu înjurături, cu insulte. Dar sunt postări pretins serioase, care dovedesc niște goluri în cultura generală și în instruirea respectivelor cumplite. Nu doar gramatica, nu suntem în niște naziști de-aia gramatici, cum se numește, dar greșeli de ortografie grosolane, greșeli gramaticale grosolane, confuzii, cum să spun, formulări de fraze aiurea, incoerență, confuzii cumplite în materie de istorie, nu mai vorbesc, dar și în materie de termeni. Bun, am avut un exemplu, un domn deputat clujean, care la o, participând cu mesaj la reuniunea altui partid, la Cluj, acum în toamnă, a spus că e foarte fericit că poate partidul său poate susține un guvern care, o echipă guvernamentală care conduce țara coercitiv. Confunda să rămână om coerent cu coercitiv. Deci, cum să spun, de aia spuneam că sunt, e nevoie de niște, un minim de bagaje profesional. Ori la tineri găsim îngrozitor de multe găuri. Bun, școala, am înțeles, e slabă. Ei nu învață. Diplome se dau așa pe bandă rulantă, multe falsificate. Doctoratul nu a ajuns ce era bacalaureatul pe vremuri ca valoare, semnificație și importanță. E o cultură a cum să spun, împăunării cu titlul universitar în bună parte nemerită. Asta să vedeți și în politică, în politică. Cât capete o funcție mai înaltă, așa am văzut. Mă cât ești mai interesat de tot felul de titluri. Un coleg din Gorj, cum îl chema pe la Mischie? Profesor retras, universitar. S-a retras. Gabriel Oprea, profesor universitar. Cum Dumnezeu poate să fie profesor universitar un agramat care de-abia vorbește? Am avut scandal cu un alt tânăr politician, avem la Cluj, fostul lider al Consiliului, fostul președinte al Consiliului Județean, domnul Iese Plecan. Scandalul cu diploma de e o bolă, asta cred că e o bolă a puterii. Cât orice mai sus, cu atât ești mai curios de tot felul de titluri. Am văzut chestia asta destul de des în ultimii ani. Și cred că e bolă a puterii. Încep să crezi că poți stăpâni și poți să ai totul repede. Și dovada e că liderii de genul acesta și dispar. Nu, încă nu. Păi asta e o boală centrală europeană, de la nemți, austrieci și unguri a pornit. Toată lumea e doctor acolo. De la doctor în rotărie până la doctor nu în chimie. Nu neapărat. Pe perioada 2007-2014, Uniunea Europeană a sprijinit foarte mult doctorate la nivelul țării. Ei, dinainte de au finanțat și atunci evident că universitățile s-au deschis în zona aceasta și avem foarte mulți doctori în perioada... În perioada 2007-2014. Am înțeles, e firesc. Când se constată atât de multă, o cantitate atât de mare de plagiat, de mimetism, hai să nu zicem plagiat, că sună rău, de inspirație unul de la celălalt. Nu că înainte de 90 nu s-ar fi făcut, am avut surpriza în 88 când am terminat la facultate, am lucrat 3 luni la o diplomă așa, disparat, la lucrare, un tunel am avut acolo, și să-mi spună după aia doi colegi, fraierii, am dat 500 și mi-au dat tehnicianul una, gata, a făcut, am urcat niște cifre. Mă gândesc câte lucrări s-au fi făcut după aia originala mea, Dumnezeu știe. Deci era și atunci fenomenul. Dar a explodat după 90. Aici sau poate am început noi să aflăm mai multe după 90. Nu, că se vorbea, bă, nu era așa mare secretomania. Problema e că acum s-a deschis poarta mult mai larg. Sunt și mult mai mulți studenți, adevărat. Nu se compară mult mai exponențial. Dar până la urmă piața este cea care filtrează calitatea acestor diplome. Sunt studenți care diplome. Vin și intră, dar sunt foarte mulți din acești studenți care rămân în Cluj, nu își continuă activitatea în partidă. După unii ce da, unii nu. Nu, continuă foarte mulți pentru că odată ce activează pe piața muncii au mai puțin timp și vin din ce în ce mai rar. Cei care își doresc foarte mult să continue sunt aceia care sunt pasionați de zona asta politică, dezbat idei, vin cu propuneri, foarte dar nu frumos, sunt din păcate, normal, nu sunt din păcate foarte mult minoritate. și la nivel cum să spun, mai avansat al parierului politic, nu o să găsește foarte multe modele de urmat în zona aceasta. Hai să vă pun o întrebare scurtă. Dacă bine mă aduc aminte, citim o carte pe vremuri, în epoca lui Pericle, în Atena antică, orașul avea către 1 milion de locuitori și vreo 40.000 de cetățeni cu drept de vot numai. Deci nu oricine ajungea cetățean, trebuia să întunește o serie de condiții. Nu se acordă cam ușor dreptul la vot la noi. A, gramata, analfabet, nu contează votul egal. Eu zic că nu.
Se pune problema, acum încearcă, domnule, să votul universal, egal, direct, nu știu ce, s-a mâncat malaiul, democrația de tip secol 20 s-a terminat, numărul de indivizi cu calitate civică slabă a depășit norma admisibilă, trebuie schimbat sistemul de vot. Eu nu cred în chestia asta. Nu e? Nu, eu o dezbatere, am văzut-o destul de încinsă la un moment dat. O fi, dar nu cred că... Se propune, de exemplu, vot cenzitar, vot capacitar, combinații, câtă școală, cât impozite. Problema nu e neapărat la cine votează, problema e mai complexă. La și cine anume, numără voturile. Și anume, pe cine susține partidul în zona respectivă, ce fel de oameni sunt, la primar, ce fel de interese au. Sunt primari care au câte 3-4 mandate, fiindcă o categorie de nenorociți foarte deschiși șpăgii la marginea satelor, sunt masa de manevră electorală. Păi nu e regulă, aia să decide. Bun, dar aici nu-i problema, neapărat sistemului de vot. Eu cred că e problema... E că dacă ar avea câte un vot și alții câte 10... Eu cred că e problema sistemului de justiție, pentru că în momentul în care ai un primar care îți influențează votul cumpărând, atunci ai nevoie de organe ale statului care să vină și să oprească fenomenul de genul ăsta. La legile din 2008 parlamentare, dacă nu mă înșel, un director de instituție deconcentrată sau deconcertată, cum îi zicea un distins domn șef local, între deconcentrat și deconcertat, un pic de... Mă rog, a fost surprins pânturda cărând cu mașina instituției cetățeni de etnie romă, ca să nu zicem țigan, că unor le zgârie urechile, ducându-i la vot. Adică exact ce se reproșa lui Dragnea acum. Acum, și totuși nu a întâmplat nimic. A fost fotografiat mașina, tot. Acum nu mai are stat individul. Acum nu știu dacă l-a dus sau nu, dar cred că dacă a plătit votul respectiv... I-a transportat cu mașina. Dacă a plătit votul respectiv, atunci ar trebui să avem niște dovezi în acest sens și ar trebui să avem o anchetă de era numai poze cu el transportând cu mașina instituției cetățeni asta mai bronzați. Se pare că, atunci probabil că această informație sau organele specializate pentru a cerceta astfel de cazuri n-au făcut nimic. N-au avut suficiente dovezi ca să poată acuza respectiva persoană. Uitați, o știre ce am găsit-o astăzi. Banca Mondială și-a îmbunătățit estimările privind avansul economiei românești în 2015 până la 3,6% față de 3% cât estima în luna iunie anului trecut. Asta pentru tot anul 2015. De asemenea, Banca Mondială și-a îmbunătățit prognozele pentru acest an. Economia românească urmând să înregistreze un avans de 3,9%, cu 0,7% mai mult decât estimările din iunie trecut. De asemenea, prognozele pentru 2017 ale României au fost îmbunătățite cu 0,6 puncte procentuale până la 4,1%. Acum, oricât ar vrea unii să spună sau nu, asta e un merit în bună parte al guvernului Ponta, fiindcă ei au fost la guvernare în 2014-2015. Imaginați-vă creșterea României dacă am reușit să recuperăm toate pagubele făcute de cei care au furat. Vedeți, se vorbește în cazul Agenției Naționale de aproape 2 miliarde de euro. Dacă guvernul Ponta a avut performanța asta, de ce l-am schimbat? Deci eu cred că se schimba mai de mult. Nu cred că evoluția României a stat în Ponta. La noi economia depinde de ce simt de politică. Uitați că lucrurile merg și mai bine după Ponta. Acum de ce merg lucrurile mai bine după Ponta? Acum este mai multă coerență. Domnul Oniga, partea adversă. Parcă suntem mai bine priviți la nivel european. Acum priviți mai trebuie. Cum finanțăm? Cum privește... Am intrat din nou într-o discuție politicianistă, așa, n-are niciun sens. Politică, nu politicianistă. Cifrele le-a spus dumneavoastră, vorbesc de la bun, sine. Dar uite, domnul Brâdea spune păi că și acum și ce aștepta să-mi spună că ce bun a fost Ponta, nu o să poată să spună asta, că e în PNL. El e o moștenit. Nu spune nimeni că a fost bun Ponta decât membrii de partid ai PSD-ului. Eu n-am prea auzit multe păreri pozitive despre Ponta, cel puțin în ultimii ani ai lui de mandat. Hai să să facă pasul înapoi. Domnul Băldea, luați o pauză. Haide să stabilim niște criterii de evaluare a unui premier și atunci stabilim care e bun și care e rău. Dacă performanțele economice, și eu cred că astea ar fi cele care dau o guvernare bună sau proastă, atunci hai să ne comparăm cu guvernările liberale. Performanțe economice reflectate nivelul de trai, atenție, că la nivel macro numai nu mă încântă. Bineînțeles. Asta e ca și cum mi-a spune că știți, Becali a făcut foarte multe fapte bune, nu merită să facă pușcărie. Nu, nu are nicio legătură. Ponta a greșit. Tu ai un job. Pleacă. Când ai un job în care îți spune când că greșești ca politician, pleci. Eu așa văd lucrurile. Și a greșit Ponta de mai multe ori. Suntem de acord despre aceste aspecte. Ok, dar din nou, care-i fișa postului la premier? Nu? Să guverneze bine, să aibă rezultate economice, respectiv prosperitate pentru cetățeni, că doar pentru ei guvernează. Ori dacă în cei 4 ani de mandat guvernul Ponta a trecut la... Cam trei jumate. Dacă guvernul Ponta a avut an de la an de la an creștere economică, creșterea venitului minim, creștere industrială, creștere pe exporturi, curs valutar nu vă imaginați că lucrurile merg
Chiar acum avem, dar nu le spunem noi. Acum, cine vă da rezultatele? Banca Mondială. Mondială. Acum, la revedere. Dacă îmi spuneți vorbim. Că și... A, că nu trăim ca în Germania. Că, scăzut datorii telefon, că nu trăim ca în Germania. Să mă înșel. Dacă o să-mi spuneți că și barilul de petrol, prețul a scăzut datorită politicilor Ponta. Bun, atunci haideți să facem... Scăderea barilului sub 30 de dolari va fi o catastrofă. Atunci haideți să facem, ca să vă convină, ca să vă convină, domnule Bâlde, haideți să facem atunci o evaluare prin comparație și să ne comparăm cu noul dumneavoastră șef de partid, domnul primar Emil Boc. O să vedem. Haideți să punem guvernările una da, lângă alta și guvernarea și să vedem Tărceanu pe de altă parte. Putem să punem și guvernarea Tărceanu, nicio problemă. A avut altfel de rezultate. A avut altfel de rezultate, într-adevăr. Dar haideți atunci să comparăm cu actualul guvern tehnocrat. Și suntem într-o perioadă pozitivă, cred că 2016 să fie un an și mai bun decât 2015, cu un mare semn de întrebare ridicat de cele două perioade fierbinți ale anului, și anume alegerile locale și alegerile parlamentare. Neapărat că alegerile astea să ne dea da, și să vă spun de ce, pentru că în această perioadă se fac cele mai multe promisiuni. Promisiunile nu costă bani. Care nu pot fi onorate și în aceste momente electorale se iau cele mai proaste decizii. Decizii de genul, creștem salariul minim foarte mult, n-ai acoperire în economia reală, deși poate că e decizii bune pe alte segmente în zona fiscală, dar tu nu reușești după aceea să echilibrezi lucrurile. De unde o venit teza asta cu n-ai acoperire în economia reală? Pentru că asociația patronilor și investitorilor au spus că e ok, sindicatele spun că e ok, instituțiile europene spun că e ok, cineva din PNL... Și vreo doi tehnocrați din ăștia spun că trebuie să analizăm. Sindicatele o să zică că e bună și o crește și mai mare de atât. De ce o crește așa mică? Hai să crește și mai mult. Logic să ne dorim. Da, ceilalți investitori și asociația patronilor care au spus același lucru, nu e nicio problemă. Eu mi-aș dori să avem o creștere economică care se resimtă în buzunarul omului. Să nu vorbim lozinci. Iar creșterea venitului să fie generată de către piață și nu în sectorul public, de către politicile. De către politicile publice. Avem în domeniu, îți spun că e sustenabil. Nu avem o piață funcțională pentru că în această piață atât de bine să funcționeze atât de bine, pentru că în această piață componenta publică, componenta de stat, joacă încă un rol foarte important. Dar știți care e argumentul sectoare... cel mai vizibil adus împotriva ideii că avem o piață? Nu? Statul domnule, controlează în orice țară unde există o piață funcțională, de sărbători, produsele se reduc la preț. Numai România cresc. Asta e argumentul super. Domnilor, noi vorbim în România, în România la ora actuală, de fraudă în domeniul achizițiilor publice de până la 30%. Deci dumneavoastră vă dați seama. Pe curtea de conturi a spus că sunt 2 miliarde și ceva de euro. De nivelul furtului care are încă loc în țară. Și noi credem că nu putem merge și mai în față. Ajungem la furturi îndată la capitolul de haideți să încheiem cu asta. Deci, Ponta a trebuit dat jos pentru că... Mai de mult Ponta trebuia dat jos pentru că a făcut greșeli, pentru că... Cum ar fi? Hai să vedem, omul ăsta a fost omul care a mințit non-stop cu privire la politicile sale. Omul ăsta ce fost... anume a mințit? Deci eu atât am auzit sloganul ăsta cu Ponta minte. Din momentul, Minciuna. Mai avem și guvernul tehnocrat. Atât am auzit asta cu Ponta. Minciuna a început în momentul în care omul n-a recunoscut că și-a copiat lucrarea. Și asta ne-a costat la buzunar maxim. Deci economia s-a dus de rupă. Asta a fost momentul în care Ponta a început să într-o totuși cu totuși. Hai să ne referim la de guvernare. Exact. Și după aceea nu mai povestim de cazurile de corupție de la nivel guvernamental. Care? Uite, sunt lucruri destul de grave legate de domnul Dragnea, care conducea un minister foarte puternic. Da, a fost ancheta și judecat. Urmează. Când o să spună instanța la revedere? Nu a fost nicio problemă și a dat demisia în momentul 2. Asta e o problemă când ai oameni care sunt în guvern. Păi jumate guvernul Boc e în închisoare sau un arest preventiv. Despre ce vorbim? Stați un pic că noi vorbim de oameni despre a căror situație o știm. Vorbim și de noi guvernare sau vorbim de politicieni? Deci vă referiți la anchetă pe ceva acțiuni economice sau administrative? Asta de turnare de fonduri, ce povestim? Hai să discutăm concret. Vorba de banii, despre guvernare. Deci spuneți-mi despre guvernare. Ce a mințit Ponta despre guvernare? Constant a mințit. Cum ar fi? Un exemplu. Ca sloganul ăsta l-am auzit, Ponta minte. Ok, minte. Ce minte? Ce a spus și nu a fost adevărat? Să văd de exemplu. Dumneavoastră cu ce lăudați pe Ponta la roată? Hai să vedem. Cu rezultatele economice pe care le-a avut guvernul lui. Și care pentru sunt, că după 8 ani, după 8 ani de guvernare de dreapta, în care am auzit numai tăiem, eu care sunt și... Efectiv. Și vorbiți cu oamenii de afaceri, care o parte din ei vis colegi și o să spună, bă, perioada asta eu cred că mi-a mers bine. Lucrurile puteau merge și mai bine. A, cu asta sunt de acord. O să-ți fac eu o listă cu lucrurile care n-au mers cum trebuie. Autostrada aia de la
E terminată, cum să nu avem autostradă? Aici vroiam să zic că pot să vă fac eu o listă cu lucrurile pe care nu le-am realizat. Sunt multe lucruri care puteau fi făcute mult mai bine și mult mai bine. Asta e o greșeală cu suscat electoral. Asta e discuție. Omul a inaugurat o autostradă care nu era funcțională, doar a forțat inaugurarea unei autostrăzi pentru un interes electoral. Că nu a făcut un ios aici în centură ocolitoare a Gherlei. Să spuneți că, nu, că e un lucru pozitiv. Ok, nu, dacă nu a spus da, un lucru pozitiv, nu, eu consider foarte grav și cred că DNA-ul trebuie să cerceteze și să vadă ce s-a întâmplat acolo. Da, foarte vorbim, bine să cerceteze vorbim, și să facă asta. Vorbim eu de cred. Care noi asta ne costă în bugetul, din câte am văzut, din câte spunea domnul Teodorovici. Încă nu cred că sunt bugetul pe 2016, vreo 4 miliarde de lei sunt prevăzute pentru remedierea situației. E pozitiv, știu că dumneavoastră vedeți lucrul ăsta. Ascultați-mă ce vă spun eu. Eu cred că la finalul anchetei DNA o să vedem, sper, să reiasă asta, să nu ascundem din nou, cum o mare companie multinațională de astea care câștigă toate licitațiile din țara asta a făcut un fel de șantaj mârșav la adresa guvernului României cu bucata aia de autostradă. Eu sper să ajungem acolo. Haideți să lăsăm pe Ponta. Nu, nu a fost șantaj. Avem guvern tehnocrat. Evaluați, vă rog, guvernul tehnocrat actual. A fost șantajat. O să vedem. Cred că guvernul acesta are șansa să dovedească că lucrurile pot merge mult mai, bun, mult mai bine în România. Partea îmbucurătoare a fost faptul, pentru mine, faptul că în momentul când a propus niște oameni care au fost rapid contestați din diferite motive, a reușit să îi scoată repede din lista propunerilor și să îmbunătățească, la el și mă și refer, da, la modul în care conduce, și să îmbunătățească lista guvernamentală. Acum, el are provocări importante. De ce? Pentru că vor pune presiune cei care dețin majoritatea la nivel parlamentar pentru a pune în practică tot felul de promisiuni de tente electorale. De asta vă spun păi că anul 2016 e periculos. De asta vă și zic că lucrurile s-ar putea să o ia și într-o altă și direcție neplăcută. Și nu uitați că guvernul ăsta de tehnocrați, de fapt, conține oameni care reprezintă diverse partide. Nu sunt toți independenți de politică. Bun, dar ei pot sta în picioare în fața oricărui lider politic, în sensul în care, domnule, dacă eu cred în chestiunea aceasta, mi-o asum până la capăt. Dacă era un membru de partid, e mai complicat. Mă referiți la ministrul de partid, interne, de pildă? Nu știu, acolo, de exemplu, eu n-am fost de acord cu această numire și l-aș vrea plecat cât mai repede, dar e opțiunea domnului premier de a-l susține. O să vedem dacă se dovedește a fi opțiune bună sau opțiune proastă. Per total, încă lucrurile arată mult mai bine decât fostul guvern Dâncu, și sper că se dovedească ceva. Domnul Dâncu... E PSD-ist domnul Dâncu, apropo, domnul Niga. A fost, cel puțin. Domnul astăzi. Dragnea îl... Domnul Dâncu... Îi cânta ode în toată regula. Deci e PSD-ist. E clujan și are, cred eu, obligația să țină aproape de Cluj și, din punctul meu de vedere, dacă reușește să facă presiuni cum dorește personalele politice în favoarea Clujului să termine cât mai repede Spitalul Regional de Urgență și autostrada spre partea de Oradea și Sebeș Turda. Aș fi foarte încântat și l-aș lăuda non-stop pe domnul Dâncu dacă va reuși această performanță. Dacă nu, va fi un alt lider politic de la Cluj care ajunge în politica bucureșteană și dispare rapid. Astăzi a fost anunțat, nu știu dacă pe surse sau a fost chiar o declarație oficială, n-am fost foarte atent, că domnul Ponta dorește să-și creeze nouă formațiune politică, adică rupe o halcă din PSD. Haideți să le luăm un pic pe rând, că am rămas un pic în urmă. Da. Odată proiectul de autostrăzi la care eu am fost foarte interesat și implicat cât de cât. Ajungem și acolo. Și după aceea Ponta. Proiectul Sebeș-Turda este licitat și adjudecat în timpul guvernului Ponta. Proiectul a fost stabilit, făcut, pus, se lucrează. Cu probleme de finanțare grave, Mureș, noroc cu nouul guvern există... care a reușit să deblocheze această situație. Dacă o luăm iară pe asta, nu există nicio... Păi, nu știți nimic. Nu există nicio problemă de finanțare. Ia uitați-vă la finalul anul trecut cam ce probleme erau. Okay, deci dacă vreți să continuați așa, continuați așa, n-are niciun rost. Să nu ne amestecăm, că nu mai terminăm. Vorbim prostii în continuare. Deci, finanțarea pe porțiunea cu Târgu Mureș este toată licitată, este în proiectare, este adjudecată, s-a încheiat. Ce ne doare e supracul de Barcău, e de pe lumea lui Iliescu, cea mai lungă și negociată. Și cea mai ok, deci dacă vrem să vorbim în lozinci, putem să continuăm să vorbim în lozinci. Tehnocrații. Tehnocrații sunt o formă în care noi, aici aș putea să mă exclud cumva, dar până la urmă și partidul meu a făcut la fel,
ne ascundem în spatele unei lozinci și spunem că ăștia sunt niște oameni care nu știu ce domnul să Dragnea facă. Domnul Dragnea a acceptat, a zis. Știu okay. că domnul Dragnea a acceptat. Asta e nemulțumiri grave în partid. În loc să mergem cu o variantă serioasă de premier și să ne susținem un punct de vedere în continuare, am preferat și noi, ca și liberalii, ca și UDMR-ul, ca și tot Parlamentul României, să se ascundă în fața unor băieți care, ca să vezi, o să vedem la sfârșit că și ei sunt tot români, că nu sunt altă planetă. Cel mai de râs v-ați făcut ambele partide la București, primăria. Acolo a fost un moment. A fugit toată lumea de funcția de primar general și l-a lăsat pe amărâtul ăla de la unei perechi care a plecat și acolo s-a văzut cam ce înseamnă partidul, de fapt, în administrația din București. Zero, nici al nostru, nici al lor, nici al nici. Acolo s-o gașcă de băieți care fac ce vor ei. Asta e București. A fost o lovitură de imagine cumplită. Dar bun, acum. Tehnocrați, repet, acest guvern de tehnocrați, nu știu de ce liberalii țin să-l ridice în stele, probabil îl vor pe Cioloș în partid, treaba lor, nu contează. Nu va veni, a anunțat clar aseară că nu merge. Este candidat. Precum apa sfințită și acesta va fi și rolul desăvârșit până la alegerile parlamentare. Adică nu va face nici bine, nici rău. Dar treaba lui este să gestioneze treburile țării până la alegeri. Exact, asta înseamnă un guvern, dar nu va aduce, deci nu va aduce nimic, tehnocrat. Nu va face mari investiții, nu va face mari reforme, nu va face nimic. Nici Iserescu n-a făcut. Pentru că e o prostie. Guvernele tehnocrate n-au funcționat și nu funcționează nicăieri în Europa. Pentru că sunt guverne provizorii între două alegeri. Exact, atât. Da. Nu ne apucăm să ridicăm statui la nimic. Rămâne să vedem. Stați un pic, că nu judecăm așa repede. Rămâne să vedem. Cu siguranță este o situație politică, aici sunt de acord cu colegul meu, anormală. Deci nu e de dorit să ai un guvern de tehnocrați la conducere. E de dorit să ai un guvern politic. Dar din păcate atât PNL-ul, cât și PSD-ul, cât și DMR-ul, și toate celelalte partide au eșuat în a câștiga încrederea oamenilor în ultimii ani. Am pierdut încredere la toate palierele. Și local și național. Și de asta am ajuns în situația în care să ne ascundem în spatele unor tehnocrați. Sau nu, să-i girăm pe oamenii aceștia pe baza expertizei lor, prima dată la nivel european, dumneavoastră, și să ne salveze. Prima dată câștigi încrederea oamenilor, recunoscând o situație, de fapt, nu ridicându-le statui la... Nu, mă, e o situație de avarie. În toamnă vrem să venim altfel. Mai avem puțin. Ruperea bucățelei de PSD de către domnul Ponta. Nu se rupe niciodată PSD-ul ăsta. De fiecare dată, după fiecare ciclu electoral, vine unul, pleacă altul, se rupe în bucăți, se sparge nimeni. S-a spart în 93. Ei, atunci nu s-a spart de în 2000 când a luat Meleșcan o bucată. Și s-a dus înapoi. Da. Și nu s-a întâmplat nimic, de fapt. Și PNL-ul a avut multe aripi. S-a mai dus și un EPR-ul și s-a mai dus și un PC și tot felul de divizia B. Deci nu există. EPR-ul era un fel de recycle, bine. Și eu știu și îl cunosc bine pe Victor Ponta și știu și nu va rupe cât de bine înțelege partidul și cred că e conștient că el, dacă vrea să aibă un viitor politic, îl va avea tot în PSD. În PSD? Dacă nu va vrea un viitor politic în PSD, nu va avea un viitor politic. Eu zic că viitorul politic al domnului Ponta depinde foarte mult de acțiunea DNA, dacă va fi una grăbită sau mai lentă. Deci, oricum o să ajungă în aceeași situație ca și domnul Șova. O acțiune lentă DNA ar fi o dovadă de sadism. Păi, pentru că dai omului timp să se relanseze politic, nu-i nimic nou. Dacă ne uităm în calendar, o să observăm că din momentul în care n-a mai fost premier, acțiunea DNA s-a... Nu mai există. Nu știu, dar normal ar fi să se relanseze. Atunci s-ar putea să revină acțiunea DNA. Până la capăt aceste cercetări, mai ales acolo unde sunt dovezi, pentru că din punctul meu de vedere e cel puțin straniu să ai anchete începute prin 2007, 8, 9, 10 și de-abia acum să fie aduse în atenția. Și după ce au unul mai e pe funcție publică, au dispărut ancheta, nu mai e o problemă. Cred că nu este nimeni de acord. Ne dorim ca lucrurile să evolueze rapid. Și la Traian Băsescu, până n-a anunțat care vine în politică, nu a băgat. De atunci, brusc s-au dezgropat anumite... Nu, atenție, el a fost ferit de imunitatea prezidențială. În momentul în care și-a încheiat mandatul, după au trecut luni bune de la încheierea mandatului, în care nimeni nu l-a băgat în seamă cu toate înghețările de anchete, până în momentul în care a anunțat care intră în politică. Atunci, brusc s-a dezgropat. Din păcate, tot jocul politic național e dominat de interesul, ca să spun, sau de obiectivele. Nu de idei și principii, ci de DNA. De bun, interesele DNA și chestiunea asta poate fi pozitivă în contextul în care interesul, și sper să fie așa, al DNA-ului este de a demonta și de a deprinde și de a dovedi infracțiunile pe bandă făcute din toate zonele politice. Haideți să vă mai spun o poveste scurtă despre DNA. Și de a finaliza aceste anchete în instanță cu hotărâri definitive. Anul trecut sau cu 2 ani s-au publicat memoriile fostului consul american din anii 90 de la Milano. Omul ceruse ca ele să fie publicate, iar nu știu la cât timp după ce moare el. Ce am aflat de acolo?
În Italia a fost la începutul anului 90 acea operațiune celebră, manipulite, manipulate, care a lichidat pur și simplu vechea clasă politică italiană. 4.000 și ceva de aleși locale au ajuns să facă. S-a făcut cu sprijinul neprecupețit al CIA toată povestea, spune fostul consul american. Dar care a fost scopul, de fapt, că asta e culmea? Într-adevăr, era Bettino Craxi, creștin democrația italiană, erau corupți, mafioți, etc. Dar nu asta îi deranja pe cei de la CIA. Nu erau destul de dedicați intereselor americane. Așa că au ras o clasă politică super coruptă, dar nedicată intereselor euroatlantice, și au dus o altă clasă politică în frunte cu mult prea cinstitul Silvio Berlusconi și încă alții, deci nu au avut nicio legătură, care sunt la fel de mafios, dar mult mai culanți. Nu cumva și la noi asta se exact face? Exact, asta e și teama mea, așa nume. Mă tem ca toate aceste acțiuni ale DNA să nu vizeze schimbarea unui comportament, în special în zona politică, ci înlocuirea unor oameni cu alți oameni prin tot felul de, într-o formă sau alta, dacă, arestări. Dacă o să avem la finalul acestor ani oameni anchetați și condamnați, nu tot felul de sentințe dubioase cu recuperarea prejudiciului, e una, și avem pozițiile ocupate, pozițiile care rămân libere ocupate de oameni serioși care își văd de treabă, e una. Dar dacă în locul lor nu vedem decât alți oameni care fac exact același lucru, dați-mi voie atunci să-mi pun semne mari de întrebare cu privire la modul în care acționează. Care este forța străzii? În noiembrie am avut ieșiri în stradă masive, în 2012 am avut ieșiri, în 2014 am avut, iese strada. Are efect într-adevăr sau o chestie de televizare numai? La nivel politic, la nivel de decizie majoră. Se pune o uriașă presiune pe liderii politici. Și eu sper ca strada să înțeleagă că nu înlăturarea politicului din jocul politic este lucrul cel mai bun, ci corectarea felului în care oamenii sunt selectați și propuși și corectarea modului în care se face politică. Pentru că politică fără partide nu o să putem avea și nu e bine să avem politică fără partide. Îmi amintesc un interviu făcut cu Mircea Diacu, europarlamentarul independent, care îmi spunea, a fost la Cluj și cu celebrul lui Iaro Galben, pe aici a venit oprit și la Matricoviu. A făcut campanie... Da. O jumătate de oră și a luat la voturi de... Și spunea că, domnule, zic, da, vi se pare normal că noastră independență... Nu, zice, eu sunt un caz aparte și normal nu e să faci politică în afara partidelor. Ce politică trebuie să facă partidele. Ce eu am o situație aparte și insist să duc niște planuri, mă rog. Și avem nevoie de stradă pentru a pune presiune asupra partidelor, pentru a desemna oameni buni, oameni valoroși, oameni care să cu poată fi capabili să urmăresc proiecte pozitive cu articole extraordinar pozitiv asupra societății. Cu condiția ca strada să acționeze conștient și nu manipulat și emoțional. Din păcate, noi raționăm la nu apare nici nu putem spune că toate mișcările de stradă au fost controlate și manipulate. Nu dar au fost emoționale, aceasta. Nu raționale. Cu siguranță au fost emoționale, dar nu putem spune că au fost controlate, și manipulate la nivelul în care unii își doresc să creadă. Nu, nici ce m-a mirat pe mine la Cluj, într-una din zile, au fost câțiva lideri ai manifestațiilor care erau în frunte tot timpul. Într-o seară, într-una din seri, una din ultimele seri de manifestație, dacă nu mă înșel, acolo la statuia lui Avramiancu erau, am ajuns un pic mai târziu și îmi spune, hai bă, că era să se bată. A venit o trupă din Timișoara și a preluat conducerea manifestației. Era unul micuț, pe spatele unuia cât un tank și cu portavocea, unde vreți să mergem, în Mărești, unde e aia, că noi suntem din Timișoara, noi nu știm unde e, vreți acolo, vreți... Și ceilalți stăteau, deci asta mi s-a părut foarte ciudat. Ce mișcare civică spontane astea când vin lideri și preau din masele n-au o logică noi anume avem, de manifestare. Apropo și de DNA și de, avem un stil așa tot pe fond emoțional de... Da, n-a mai fost emoțional, a fost o chestie de manipulare deja. Păi eu n-aș intra în discuția aia, dar știm că așa se întâmplă lucrurile acum. Unii oameni urmează pe cel care strigă cel mai tare. Problema... Dar nu suntem oi pentru Dumnezeu. Și în armată am înțeles dar am înțeles că șef de grup era care cel mai înalt și cel mai puternic. Selecție naturală. Nu, dar sunt unii oameni care nu raționează în momentul X. Adică și se iau după ce cum se mișcă grupul. Problema e că omul se transformă deși manifestarea de protest e una pur democratică, da, e un exercițiu cerințele democratic. Care vin sau se emană din emoția asta sunt profund nedemocratice. Pentru că noi învățăm de acolo să ridicăm statui unor cetățeni numiți în diverse instituții și să-i demonizăm pe cei pe care noi i-am ales unii nominal, cu nume și prenume.
Aici înseamnă că ai o problemă de ipocrizie cu tine. Domnilor, mai am numai 4 minute și trebuie neapărat foarte telegrafic să abordăm subiectul emigranți. Atâta se discută în Germania, a izbucnit niște scandaluri monstruoase, premierul Ciolos s-a dus acolo. Am înțeles din știri pe surse, că asta e sursa noastră, din păcate, și nu comunicatele oficiale, că din nou s-a publicat admiterea noastră în Schengen, dacă nu știu ce am vrea să intrăm în Schengen la ora asta, de primirea unor loturi extinse de refugiați, de emigranți, că nu refugiați majoritatea. Până la urmă, noi ar trebui să preluăm loturi de astea. Ca parte a Uniunii Europene, dar ar trebui să preluăm exact lotul pe care suntem în momentul de față capabil să-l administrăm. 1700, nu știu câți. 6.000 și... Păi eu știu că ei cer, dar noi trebuie să preluăm ceea ce putem duce, nu ceea ce vrea Germania. Suntem membri ai Uniunii Europene, suntem la masa Uniunii Europene, în funcție de discuțiile de acolo, cred că trebuie să ne asumăm și noi, alături de celelalte părți, celelalte țări componente ale Uniunii Europene, și noi o să-și asume aia ce i-au bombardat și i-au adus astăzi Nu noi am adus, dar pe de altă parte, eu cred că Nu ești tu în momentul în care cineva îți bate la poartă și spune: dom'le, am o problemă, uite, sunt vânat și nu pot să... Sunt vânat, și vin din tabere, și pierd viața. Nu știu, eu asta e senzația omului care îmi spune mie ceva la poartă. Nu pot să închid poarta să spun, pleacă de aici. Noi vedem o poză la televizor și nu vedem meciul. Față de situația din Germania de zile trecute. Românii, ungurii, ceilalți este europeni care lucrează în vest la ora asta, dacă vine masa asta mare de imigranți europeni, nu toți vor rămâne la asistență socială. Unii vor accepta să muncească pe bani și mai puțin. Și toată emigrația noastră se trezește în aer. Asta e pericol. Nu mai bine punem și noi umărul la masa asta europeană și avem o discuție serioasă cu Turcia. Le mai satisfacem din nevoi și se încheie problema. Păi da, dar discuția purtată de doamna Merkel cu Turcia a fost ca să vină cu avionul din Turcia direct în Occident. Nu înțeleg isteria asta. Doamna Merkel, Germania are o relație mai aparte cu Turcia și niște situații. Da, vor să aducă în toată Europa, nu turcii cer bani. Turcii cer bani pentru cele 1,5 milioane sau 2 milioane de cetățeni pe care ei îi găzduiesc acolo în tabere. Și normal, de foarte mulți ani. Acolo. Și Europa a zis: bine, mă lăsați că noi avem altă treabă. Europa vrea să-i aducă de acolo. Turcia a deschis ușa la 200.000 de imigranți și ne-a arătat Europei: uitați cam ce ați putea păți. Uitați pisica. Dintr-o dată Turcia a primit o grămadă de bani și acum este la masa negocierilor. Dar repet, de asta și-o permis și aroganțe cu Rusia. Nu să-i țină în Turcia, ci să-i aducă cu avionul direct în țările europene. Eu cred că doamna Merkel, după evenimentele de la 1 ianuarie, nu mai dorește să vadă picior de imigrant. L-ar duce în orice altă țară. Declarativ, eu sunt convins. Practic, nu s-a întâmplat nimic. Deci, acum, pentru că avem an electoral, se vor face foarte multe jocuri pe baza acestui subiect. Vedem că și în Franța lucrurile erau cât pe ce să o ia pe o altă. Noi vedem o imagine la televizor, nu în schimb, film întreg. Ce ne poate influența această discuție pe noi? Ne poate influența pentru că de modul în care ne raportăm vis-a-vis de acest subiect depinde poziția noastră în contextul strategic european, care în context destul de fragil, suntem dependenți foarte mult de protecția americanilor. N-am fost capabil ca Uniunea Europeană. N-am fost capabil ca Uniunea Europeană să ne asigurăm noi o siguranță, să ne protejăm. Acum dorim să arătăm mușchi, dar nu prea avem mușchi. Și în această situație suntem ca Uniunea Europeană vis-a-vis de celelalte forțe mondiale, dar pe de altă parte în această situație și noi ca România vis-a-vis de celelalte forțe europene. Deci trebuie să fim foarte atenți la modul în care gestionăm această situație, să nu, cred eu, să nu dovedim prea mulți mușchi fără să-i avem, pentru că riscăm să fim scoși de pe la mese importante. Cu siguranță nici să acceptăm orice decizie fără să participăm la discuții. Cu asta nu sunt eu de acord, dar cred că premierul Cioloș era obligat să meargă la această discuție. Nu puteai să dai cutif la doamnei, dar tu preiei atât cât poți Merkel, să duci. Dar pe de altă parte trebuie să vii să discuți, să prezinți public aceste informații, să existe un spațiu Germania, de dezbatere, Polonia, că altfel Cehia, o să pară totul impus. Polonia, Cehia, Slovacia, ăștia nu vor. La fel pentru că și pentru că Ungaria, de exemplu, joacă foarte tare politic această carte, are o logică pentru liderul politic din țara respectivă, dar cred că trebuie să fim și noi raționali în acest context și să picăm pe înțelegere. Să ne urmărim interesul nostru. Așa fac toți și nu știu de ce n-am face și noi la fel. Cred că asta e cea mai inteligentă mișcare pe care o poate face o țară. Și avem un avantaj. Premierul nostru este cunoscut la nivel european. Se pare că are relații bune cu o serie de lideri importanți ale Uniunii Europene și este un avantaj în comparație cu ceea ce am avut înainte. Corect.
Mulțumesc invitațiilor de astăzi, doi consilieri locali din Cluj-Napoca, tineri politicieni, domnul Ioan Bâldea, PNL, și domnul Gabriel Oniga, PSD. Eu sunt Dan Horea, tuturor o seară frumoasă în continuare cu TVR Cluj.